Mașinile cu volan pe dreapta nu vor mai putea circula pe drumurile publice. Vor fi exceptate de la această interdicție autovehiculele istorice și mașinile utilitare, de pildă cele de curățenie stradală. Mașinile cu volanul pe partea dreaptă, cu excepția celor istorice, ar putea fi interzise în România dacă un proiect de lege recent aprobat de Senat va fi avizat și de deputați. Conform expunerii de motive atașate proiectului, intervenția legislativă este necesară deoarece numărul total de accidente produse de mașini cu volanul pe partea dreaptă depășește 10% din totalul accidentelor pe an. Coliziunile sunt frontale, iar posibilitatea de evitare este nulă din cauza lipsei de vizibilitate a șoferilor acestor mașini. Documentul mai scoate în evidență și amploarea luată de valul de înmatriculări de mașini cu volanul pe dreapta în România. Sunt de acord cu treaba asta. Credeți că sunt mai periculoase? Sunt mai periculoase și la 12. Oamenii nu sunt obișnuiți cu la noi. Le cumpără și pe urmă până se adaptează cu volanul. Cu volanul pe dreapta nu au nici cumpărăță cu nimic. Sunt mașini multe și nu poate să le stocheze toate pe toate. Nu mă dacă le dă despăgubiri. Bine ar fi. Se tot discută problema asta. Bănuiesc că la noi în țară sunt la locul lor. Ținând cont că sunt foarte, foarte puține și au creat și probleme în timp. Mai mult, conform datelor poliției rutiere, până acum 120.000 de mașini cu volan pe dreapta au fost înmatriculate în România. În plus, după ce au volanul pe dreapta, numeroase mașini de acest tip sunt și vechi, cu ani de fabricație în intervalul 2000-2009. Numai în anul 2020, în România au avut loc 207 accidente rutiere în care au fost implicate mașini cu volanul pe partea dreaptă, iar în urma acestora au rezultat decese. Proiectul de lege conține și sancțiunile aplicate celor care nu vor respecta noua reglementare. Concret, cei care vor conduce o mașină cu volanul pe partea dreaptă riscă 6 până la 8 puncte, ceea ce înseamnă amenzi cuprinse între 870 și 1160 de lei. În plus, polițistul rutier va reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia.